Fratele Vădan, când a intrat în adunare și a văzut instrumentele, i s-a luminat fața și a zis: fanfara mea! Probabil gândindu-se la faptul că ne-am luat inima în dinți să le dăm jos din cui ca și odinioară evrei și să începem să cântăm Domnului cu ele. Suntem între sărbători. Nu știu pe cine ați sărbătorit, pe Avram sau pe Avraam. Știți diferența dintre cele două nume? Avram este întors spre sine, Avram întors spre oameni, spre Dumnezeu, spre planurile lui. Am vrea să facem un pas mai departe în viața acestui om extraordinar care ne-a lăsat tiparele credinței. El este tatăl tuturor credincioșilor și călcând pe urmele lui înveți ce înseamnă să crezi. Atunci când Dumnezeu îți face un nume, contează nu puterea mea, nu puterea ta, ci puterea Lui. Atunci când Dumnezeu îți face un nume, contează nu puterea mea, ci puterea Lui. Cu o bună vreme în urmă am avut aici în sală o întâlnire cu văduvele și cu cei care au rămas singuri din biserică. Și știu că am fost rugat să spun un cuvânt și Dumnezeu mi-a pus pe inimă capitolul 5 din Timotei, 1 Timotei, unde este vorba de văduve. Și am pus o întrebare. Surori și frați, erau mai multe surori decât frați, ce ați dori să fiți la bătrânețe? O povară sau o resursă? Li s-a luminat fața și aproape că au strigat în cor cu toții: o resursă. Nu-i mai mare groază decât să vezi cum vine bătrânețea peste tine și se împuținează puterile și nu mai poți să-ți fii nici ție însuți de folos, dar rămite altora. Dar cum să fii o resursă atunci când nu mai găsești nicio plăcere în anii vieții tale? Pentru că s-a întunecat soarele, luna, stelele, a înflorit migdalul cu peri albi, de-abia se târăște lăcusta, spune Eclesiastul, mi-au trecut poftele, au început să-mi tremure paznicii casei, mâinile, să se încovoaie cele tari, picioarele, sau împuținat cei ce macină dinții. Se întunecă cei ce privesc pe fereastră spre uliță, ochii, se închid ușile de la uliță, buzele, funia de argint a slăbit, vasul de aur a început să crape și roata de la fântână scârție tot mai greu. Mai poate Dumnezeu folosi ceva când stejarul de altă dată a început să se usuce? Da, Doamne, când eram tânăr, eram puternic, eram bogat, eram cu mintea sprințară, eram încrezător, eram creativ, dar acum? Depinde la cine privești. Dacă privești la tine însuți, trebuie să te usuci odată cu vlaga din oasele tale. Dacă privești la Dumnezeu, s-ar putea să trăiești o minune. Minunea pe care a trăit-o Avram și Sara la bătrânețe. Și aș vrea să deschidem împreună în Geneza capitolul 18, primele 15 versete și să citim istoria lor. Într-o bună zi, Avram stătea în zăduful zilei, în fața ușii cortului și vede trei bărbați în fața lui. Sare în picioare, fuge înaintea lui, le pregătește apă să-și răcorească picioarele, invită sub umbra stejarului și fuge repede, dă porunci slujitorilor și nevestei să pregătească masa. Îi ospătează pe toți trei, bucurându-se să-i slujească. Atunci ei au zis, spune versetul 9, unde este nevastă ta Sara? Uite, un cort, a răspuns el. Unul dintre ei i-a zis: la anul, pe vremea aceasta, mă voi întoarce negreșit la tine și iată că Sara, nevastă ta, va avea un fiu. Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Avram și Sara erau bătrâni, înaintați în vârstă, și Sarei nu-i mai venea rânduiala femeilor. Sara a râs în sine, zicând: acum când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu, bărbatul, de asemenea este bătrân.
Domnul a zis lui Avram, pentru ce are Sara? Cu adevărat să mai pot avea copii acum la bătrânețe? Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul pe vremea aceasta mă voi întoarce la tine și Sara va avea un fiu. S-ar putea în capitolul 21 să văd împlinirea acestei promisiuni. Domnul și-a adus aminte de cele spuse Sarei de Domnul și a împlinit față de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată, a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, precizează naratorul, dar la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. Avram a pus numele fiului său nou născut, pe care îl născuse Sara, cea bătrână, i-a pus numele Isaac. Avram a tăiat împrejur pe fiul său la vârsta de 8 zile, cum poruncise Domnul. Avram era în vârstă de 100 de ani la nașterea fiului său Isaac. Și Sara a zis, Dumnezeu m-a făcut de râs, oricine va auzi, va râde de mine. Și a adăugat, cine s-ar fi gândit să spună lui Avram că Sara va da țâțe la copii? Și totuși, i-am născut un fiu la bătrânețe. Foarte mulți dintre noi, când ne uităm în jur și vedem mulțimea de poveri și lucrări și nevoi în jurul nostru și ne uităm la puținul care îl avem, la puterea noastră slăbindă, la timpul nostru care ne fuge printre degete, la banii care nu ne ajung nici nouă, ne întrebăm ce mai poate folosi Dumnezeu din ce-a mai rămas din stejarul de altădată. Dragii mei, răspunsul depinde de la cine privești. Dacă privești la tine sau dacă privești la El. Dacă privești la tine, poate că vei lăsa mâinile de putincios în jos și vei spune, well, asta este. Dar dacă privești la El, se întâmplă o minune. Și asta este problema majorității dintre noi. În trăirea vieții creștine suntem atât de preocupați de noi încât nu avem timp să ne ridicăm ochii să privim spre El. Și de aceea toate poverile, toate durerile ne apasă și de aceea nu reușim să ne bucurăm de viața creștină. Pentru o clipă, știu că anul a fost greu și ne așteaptă un an și mai greu. Dragii mei, haideți să ridicăm ochii din țărână și să ne ațintim privirile asupra Lui. Isaia 40, cu versetul 12. Cine a măsurat apele cu măsura? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Cu cine s-a sfătuit El să ia învățătură? Cine l-a învățat cărările dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea? Cine a făcut cunoscut calea priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă în vadră, sunt ca praful pe cumpănă. El ridică ostroavele ca un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc și toate dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea lui, nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Nu știți, n-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca o nimica înaintea lui. El întinde cerurile ca pe o măhramă subțire și le lăsește ca pe un cort ca să locuiască în ele. El preface într-o nimica pe voievoz și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sediți, de-abia sunt udați. De-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă și un vânt îi ia ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt. Ridicați-vă ochii în sus și priviți, cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe nume. Așa de mare este tăria Lui, încât una nu lipsește.
Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este trecută cu vederea dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea dinaintea Dumnezeului meu. Nu știți? N-ai auzit? Domnul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului, El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cel ce se încrede în Domnul își înnoiește puterea și zboară ca vulturii. El aleargă și nu obosește, umblă și nu ostenește. Atunci când Domnul ne face un nume, contează nu puterea noastră, ci puterea Lui. Dar ca să mă pot mișca de la puterea mea la puterea Lui, am nevoie de credință. Și asta i-a dat lui Avram ceea ce mulți dintre noi nu avem. Și asta a făcut din Avram tatăl tuturor credincioșilor. Dragii mei, credința ne ancorează în persoana și în posibilitățile lui Dumnezeu. Credința mă smulge din posibilitățile mele, pentru că oricum sunt limitate și puține, și mă ancorează în persoana și posibilitățile lui Dumnezeu. Uitați-vă ce face Pavel cu viața bătrânului Avram, cum o cântărește el prin ochii credinței. Spune în capitolul 4 din Romani, începând cu versetul 18, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el, Avram, a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri. După cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și pentru că n-a fost slab, dar nu în puterea și în posibilitățile lui, ci în credință, el nu s-a uitat la trupul lui care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, spune Pavel, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat, că el ce făgăduiește poate să și împlinească. Credința aceasta, credința aceasta care a durat 25 de ani, ancorat în Dumnezeu, în ciuda fluctuațiilor și întrebărilor lui, credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Și mă bucur de ceea ce urmează în text, pentru că de la el Pavel se întoarce înspre noi și textul continuă, dar nu numai pentru el este scris, i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, care de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți, pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina faptului că am fost socotiți, neprihăniți. Dragii mei, textul din Romani îmi dă voie să îmi aplic la viața mea învățăturile, adevărurile pe care le găsesc în viața lui Avram. Atunci când ai acceptat să ieși din ale tale, să intri în ale Lui, din planurile tale în planurile Lui, când ai acceptat că planurile Lui se împlinesc conform calendarului Lui și nu a calendarului tău, când apelezi la mijloacele Lui, nu la mijloacele tale, atunci vei constata că Dumnezeu lucrează nu în baza puterii tale, ci în baza puterii Lui. Și lucrul acesta este adevărat și pentru noi, nu doar pentru El. Spuneți-mi, cine a crezut că Dumnezeu va face un neam mare dintr-un om aproape mort? Cine a crezut că Dumnezeu va face un neam mare dintr-un om aproape mort? Să fim foarte cinstiți, nici Avram, nici Sara. Și ca Dumnezeu să pecetluiască zâmbetul lor, așa l-a numit pe fiul lor, râs, Isaac, să nu uite niciodată. Atunci când Dumnezeu vorbește, El poate să împlinească. Dar spuneți-mi, cine ar fi crezut că Dumnezeu va câștiga biruința asupra forțelor întunericului printr-un prunc neputincios, născut într-o iesle sărăcăcioasă? Magii l-au căutat la Ierusalim, în palat, lângă Irod. Domnul Iisus Hristos era într-o iesle undeva pe coastele Betleemului. Cine ar fi crezut că Dumnezeu poate așeza împărăția Lui veșnică printr-un miel care părea junghiat?
Atunci când Dumnezeu lucrează, contează puterea Lui, nu puterea noastră. Dar asta mie îmi dă curaj, pentru că nu știu ce a făcut din mine anul 2009 și ce mă așteaptă în 2010. Dar știu un singur lucru. Dacă mă las în mâinile Lui, dacă ies din ale mele și intru în ale Lui, nu contează puterea mea, contează puterea Lui. Și asta este un lucru care ar putea să ne dea bucurie de acest sfârșit de an în așteptarea unui viitor pe care nu-l cunoaștem. Chiar dacă sunt poate cel mai neînsemnat și cel mai mic dintre frații mei, chiar dacă n-am fost înzestrat natural cu lucruri excepționale, chiar dacă sunt gângav, Dumnezeu mă poate folosi datorită puterii Lui. Ascultați-l pe Pavel vorbind. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Dar știți cine este Pavel, cel puțin în ochii lui? Măcar că, spune el, înainte eram un hulitor, un prigonitor, un batjocoritor. Să iei un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor și să-l folosești pentru așezarea împărăției lui Dumnezeu, numai puterea lui Dumnezeu poate face așa ceva. Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință, necredință și harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu, spune el. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi îndelunga lui răbdare. Ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă ca să capete viața veșnică. Și Pavel se oprește și spune: când Dumnezeu lucrează, contează nu puterea mea, ci puterea Lui. Și el curge, dragii mei, într-o doxologie a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului, a singurului Dumnezeu, să fie cinstea, slava în vecii vecilor. Amin. Spuneți cu mine: atunci când Dumnezeu lucrează, contează nu puterea mea, ci puterea Lui. Nu puterea noastră, ci puterea Lui. Dar veniți să ne întoarcem o clipă la povestea lui Avram. Când Dumnezeu la aproape 100 de ani se arată și îi vorbește, de acum Avram, textul ne spune, a căzut cu fața la pământ și a râs în sinea lui, pentru că a zis: Doamne, cred că ai pierdut trenul, ai întârziat. Când mă uit la trupul meu, la trupul Sarei, este imposibil să se împlinească ceea ce ne-ai spus Tu. Și în momentul acela, probabil, s-a întors înapoi să treacă în revistă cei 25 de ani și și-a zis: Doamne, ce istorie ciudată! De ce tocmai acum, la bătrânețe, ai venit să împlinești ceea ce mi-ai promis cu 25 de ani în urmă? Recapitulați cu mine istoria lui. Un om a avut fiul al unui general, spune tradiția, din armata lui Nimrod. Trăind în Ur, în opulență, opulența vremii respective, este chemat de Dumnezeu: ieși din țara ta, din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Își ia tot ce are împreună cu tatăl său, se oprește în Haran și și-o fi spus: înainte să ajung în Canaanul în care m-a chemat Dumnezeu, să adun o brumă de avere ca să aibă din ce să-mi facă Dumnezeu un nume. Ajunge în Canaan, dar Dumnezeu trimite o foamete și coboară în Egipt. Și în Egipt, să scape viața, își vinde nevasta în mâinile lui Faraon. Și apoi, zâmbit pe sub mustăți, el pleacă nu doar cu Agar, ci cu boi și roabe și argint și aur și zice: bună afacere. Nu mult după aceea se desparte de Lot și rămâne cu povârnișurile pietroase ale Canaanului. Iar când bogățiile Sodomei îi cad în mâini peste noapte, Dumnezeu trimite un Melchisedec să îi le sufle de sub nas. Amărât într-o noapte sub cerul înstelat, îi se arată Dumnezeu și încheie un legământ ciudat cu el, povestea aceea cu animalele despicate. Apoi, ani mai târziu,
După ce s-a obișnuit deja cu gândul că Agar și Ismael or fi soluția lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și schimbă și numele lui și numele nevestei lui. Iar acum Dumnezeu a coborât în cortul lui și îi spune Avrame, ceasul s-a încheiat, împlinirea a sosit. La anul pe vremea aceasta vei avea un fiu. De ce tocmai acum s-o fi întrebat Avram? Și cred că în acele momente, ecoul cuvintelor pe care le-a auzit din gura lui Dumnezeu cu 25 de ani în urmă, au început să sune cu totul altfel. Ascultați, vă rog, textul din capitolul 12. Avrame, ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și apoi Dumnezeu a continuat și acum înțelegea Avram adevărul cuvintelor lui. Nu tu, eu voi face din tine un neam mare. Nu tu, eu te voi binecuvânta. Nu tu, eu îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Nu tu, eu voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dacă toate aceste lucruri aveau să fie adevărate, acum când până și Sara a râs în sine zicând să mai am pofte acum la bătrânețe, atunci, dragii mei, singurul căruia îi se cuvine lauda, slava și cinstea este Domnul, nu Avram. Într-adevăr, când El ne face o lume, un nume, lucrează prin puterea Lui, nu prin puterea noastră. Dar știți ce se întâmplă de foarte multe ori? Deși Dumnezeu lucrează prin puterea Lui, nu prin puterea noastră, slava nu dorim noi, nu El. Adică El și-o dorește, dar noi nu-i o dăm. Ascultați-L pe Pavel cum încheie tot planul mântuirii lui Dumnezeu, o adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui, cât de neînțelese sunt căile Lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului, cine a fost sfetnicul Lui, cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Atunci când Dumnezeu îți face un nume, contează nu puterea ta, ci puterea Lui. Dar atunci când Dumnezeu îți face un nume, slava trebuie să fie a Lui, nu a ta. Și astea sunt lecțiile pe care orice om care calcă pe cărarea pe care a umblat Avram trebuie să le învețe. Aș vrea să mai adaug încă un adevăr la toate acestea. La a doua parte a capitolului îl găsesc pe Avram discutând cu Dumnezeu despre Sodoma și Gomora. În capitolul 19 văd pe Dumnezeu nimicind întreaga cetate. Atunci când Dumnezeu a ales să-ți facă un nume, chiar dacă ești puțin sau suntem puțini, pentru că de multe ori într-o cetate, într-un sat sau într-o familie, cel credincios, aproape că nu contează, este în minoritate. Pe cel puțin sau cei puțini Dumnezeu îi poate folosi să binecuvinteze, să ocrotească, să dea har unei cetăți întregi. Dacă chiar și 10 oameni ar fi fost suficienți ca Dumnezeu să scape Sodoma și Gomora, dragii mei, înseamnă că este nădejde, chiar dacă ești singur în familia ta, întors la Domnul și toți sunt împotriva ta. Este nădejde dacă ești singurul creștin într-o clasă sau la locul tău de muncă. Este nădejde dacă într-un sat sunt doar o mână de pocăiți. Și spuneți-mi, cât suntem pocăiții din țara asta? Un procentaj enorm de mic, aproape nebăgat în seamă. Cu toate acestea, lecția pe care am învățat-o în dreptul lui Avram, a Sodomei și a Gomorei, îmi dă foarte multă nădejde. Nu contează cât de puțină putere am, pentru că puterea Lui contează când Dumnezeu lucrează. Și nu contează cât de puțin suntem, dacă suntem ai Lui cu adevărat. El poate face minuni.
Când spui Sodoma și Gomora, te gândești la ce poate fi mai rău în lumea aceasta din punct de vedere moral și social. O societate pe care nici cerul n-a mai putut să o sufere. Ascultați, vă rog, istoria ei, capitolul 19. Cei doi îngeri, unul dintre ei stătea de vorbă cu Avram pe povârnișul dealurilor, iar cei doi îngeri au coborât în Sodoma și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, s-a sculat, a ieșit înaintea lor și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, domnii mei, vă rog, intrați în casa robului vostru și rămâneți peste noapte, spălați-vă picioarele și mâinile. Vă veți scula dimineață și vă veți vedea de drum. Nu au răspuns ei, vom petrece noaptea în uliță. Dar Lot a stăruit de ei până au intrat în casa lor. Nu se culcaseră încă când oamenii din cetate, bărbați sodomiți, tineri și bătrâni, tot norodul s-a adunat din toate colțurile. Au chemat pe Lot și au zis, unde sunt oamenii care au intrat în noaptea aceasta? Scoate afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Lot a ieșit afară, a încuiat ușa după el și a zis, fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Iată, am două fete care nu știu de bărbat. Vi le aduc afară, faceți ce veți voi cu ele. Numai nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub acoperișul casei mele. Ei au strigat, pleacă! Și au zis, omul acesta a venit să locuiască ca străin și acum face pe judecătorul, ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor. Și împingându-l pe Lot s-au apropiat ca să spargă ușa. Dar bărbații aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru și au încuiat ușa. Iar oamenii aceia căutau ușa, care căutau ușa au fost loviți de orbire. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii, fiice, tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta, căci am venit să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns plângerea până înaintea Domnului, împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să nimicim cetatea. În timp ce se întâmplau toate acestea în Sodoma, undeva pe un deal, Avram discuta cu Dumnezeu mijlocind pentru cetate. Domnul a zis lui Avram, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este foarte greu. De aceea mă voi coborî acum să văd dacă, într-adevăr, totul este așa după cum am auzit. Bărbații aceia s-au depărtat, au plecat spre Sodoma, dar Avram stătea tot înaintea Domnului. Avram s-a apropiat și a zis, vei nimici tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că în mijlocul cetății există 50 de oameni buni. Îi vei nimici tu oare și pe ei sau vei ierta cetatea din pricina celor 50 de oameni buni? Știți pe urmă istoria mai departe. În dialogul și mijlocirea lui cu Dumnezeu, Avram coboară 50 45, 40, 30, 20. De fiecare Dumnezeu spune, dacă sunt 50, iert. Dacă sunt 45, iert. Dacă sunt 40, iert. 30, 20, iert. Versetul 32, Avram a zis, nu te mânia pe mine, Doamne, dar voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi numai 10 oameni buni. Domnul a zis, nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. Nu știu dacă știe cineva ce populație avea Sodoma și Gomora. Gândiți-vă doar la câteva lucruri. Ca patru împărații șinearului să vină împotriva Sodomei și Gomorei, trebuia să se afle ceva în cetatea aceea. Trebuia să fie oameni, trebuia să fie bogății, erau împărați în cetățile respective. Deci nu erau cetăți oarecare. Sodoma și Gomora era ca o grădină bine udată a Domnului. Trebuie să fi fost destul de mulți oameni în cetate. Imaginați-vă, o cetate întreagă și 10 oameni. Cât de puțin par cei 10 oameni. Poate că sunt sub acoperișul casei mele sau a casei tale. 10 oameni.
Din pricina lor, Dumnezeu ar fi fost dispus să mântuiască o cetate întreagă, să dea cetății întregi șanse de mântuire. După ce a isprăvit de vorbit Avram, Domnul a plecat și Avram s-a întors acasă, la locuința lui. Avram s-a sculat a doua zi dimineață, s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului și a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și a văzut, ridicându-se de pe pământ, un fum ca fumul unui cuptor. Și versetul 29 încheie așa istoria. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, și-a adus aminte de Avram și-a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetățile unde și-a așezase Lot locuința. Și-a adus aminte de Avram și-a scăpat pe Lot. Dragii mei, de când îi lumea, oamenii lui Dumnezeu, cei care sunt credincioși lui Dumnezeu, au fost în minoritate și vor rămâne în minoritate. Când citesc istoria Sodomei și Gomorei și mă gândesc la harul, nu doar la dreptatea lui Dumnezeu care a nemicit cetatea din pricina păcatului, ci la harul extraordinar care se degajă din această istorie, să scape o cetate întreagă din pricina 10 oameni, îmi vine să-mi plec capul în pământ. Ori de câte ori m-am gândit că sunt prea mic, că suntem prea puțini, că suntem prea neînsemnați în mijlocul lumii acesteia. Atunci când Dumnezeu îți face un nume, nu contează puterea ta, ci puterea Lui. Și ca puterea Lui să poată lucra prin tine, trebuie să fii un om bun, în sensul Scripturii, un om neprihănit, un om care și-a lipit inima de Dumnezeu, un om care umblă înaintea lui Dumnezeu și este fără prihană ca Avram. Și cine știe, dacă Dumnezeu, aducându-și aminte de tine, va scăpa pe cei din casa ta. Nu în sensul că îi va mântui, că nimeni nu poate mântui pe altul, pe pielea lui, ci nu spune Scriptura că cel credincios sfințește pe cei necredincioși din casa lor, indiferent că e vorba de soțul tău sau de copiii tăi. Ei sunt puși deoparte de Dumnezeu pentru un har special care se toarnă peste capul lor din pricina credincioșiei tale, a credincioșiei mele. Atunci când am ales ca Dumnezeu să ne facă un nume, chiar dacă suntem puțini, putem fi totuși o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Putem fi o mare binecuvântare pentru cei din jurul nostru.